ați făcut fals? Care v-ați bătut joc de mine cu căpciunica? Că uite așa vă joc pe gât, măcar pe cap, pe toți, ca la cărușari. Bună, bună, care n-ați bătut mă o căpciunică? Căpciunică, nică. Cu căpciunica, iubițica, buldozere. Adică cu căpciunica mea. Idiote, camarad. Cu gluma asta nu se face de față cu mine, că ți iau ochii pe palmă, dar nu te vezi. Care ești, mă, Macaru? Spune că tot te dibui, mă. Te dibui și te scos din gaură de șarpe, mă, și scot ochii și cotia de viperă. Ce farsă, mă, care farsă? Ce tu vorbești? N-ai vorbit tu cu ea? De față cu mine ai vorbit. Așa am crezut. Ca un ordinar și un netrebnic, posibil chiar tu, a inventat un cont de e-mail și s-a dat drept trânsa. Și toate mesajele de-mi venea mie din Spania de la trânsa, era de la ordinar, nici într-un caz de la iubițica mea, de la cătișori. Dar de unde știi? Păi am vorbit cu trânsa la telefon și mi-a explicat foarte în clar că nu trânsa mi-a trimis e-mail-urile, că trânsa mai are nevoie să șadă, să adune, să reculeagă, să reconsidere relația dintre noi, că încă nu-i pregătită a veni acelea în România. Deci, încă o dată, review, care-i făcut farsa? Că-ți rup ochii și capul! Eu? Tu? Consum netul pe parchini, adică doar mă știi că se column, ce-ai? Bravo, economule! Eu? Tu? Nu, 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 eu ți-am eliberat dormitorul, mai uitat, ca să fie înainte un duș cu cătișor. Ce naiba, doar nu dormeam ca pe mese la par, pentru o farsă. Bravo, tâmpitule! Și lista s-a redus? Și a rămas un singur nemernic, exact cum bănuiam de la început. Dar n-ai nicio dovadă. N-ai nicio dovadă, de unde știi? Nu sunt eu ăla. Și dacă o să o am, cu perea de dinți la consignația mi te duci. Trandafir din la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca, lunca, iar mai verdi, ce-am iubit, nu să mai vedi. Băi, Mirabela, mă, dar tu cânti ca o privighitoare. Crezi? Păi eu mai cântat și în corul liceului, da, nu eram solistă, îți dai seama. Și ce frumos miroși. Să-mi zici cum se numește parfumul ca să-ți iau unul de ziua ta să fie surpriză. Je t'aime. Adică te iubesc în franceză. Uaaa, și eu te iubesc! Ce faci? Ce faci, mă? Cum ce? Nu înțeleg! Într-un film, când ea îi spune lui je t'aime, adică te iubesc în franceză, începe mozoalul. Mărlani, așa se numește parfumul, je t'aime! Și eu te... parfumul de așa. Acum am înțeles. Și dacă mai faci o dată chestia asta, jur mănânci, că eu nu-s de alea care sunt indicori și cine pentru un parfum, mă, clar? Cocoșarule! Cocoșarule! Ce ai, mă? Ai aflat cine ți-a făcut farsa, nu? Că nu, dar acum o să aflu eu imediat. Că o să mă ajuți tu, că tu o să-l decriptezi pentru mine pe mesajul ăla. Că dec? Ești împăratul calculatoarelor, da, zeul prizelor, da, mini-tehnicus mini-tehnicușilor. Da. Să nu cari cumva, să-ți spui că nu poți face treaba asta, să afli mail-ul după care a fost trimis după ce calculator, că însemnează că ți-a frică și te dau un fapt și ți-o iei. Te jur, mă, te jur, dar mai târziu un pic, pentru că trebuie să-mi fac și eu castingul pentru stripteză, că ne stă afacerea. Gogoașe, ce? Mie-mi șa de inima în loc din cauza lui dorului Căpciunica și tu mie spui de afacerea voastră că te găsește în racii. Păi atunci semnează că mătăluța ai făcut farsa și ți-l arăpă Vasilică. Încetează-ne, mă, dacă ești așa violent, nu te ajut. Hai să văd, te descurci să-ți decriptezi singur mail-ul? Gogoașe, Gogoașe, iartă-mă, prietene, iartă-mă. Zăpăcitule. Mă lua valul, mă. Că așa sunt eu, mă, când mă ia valul, mă ia valul și uit de tot și de toate. Am greșit, prietene, tu e singura mea speranță, Gogoaș. Încetează. Dacă e nevoie, păi dau și... Ia-ți, mă, bănite. Ia-ți, mă, bănite, aici, că n-am nevoie de bănite.
Ai dreptate, ca cu ești Ditai Barosanu. Asta e, e rușine mare cu țăcănie ăștia să vii eu la tine. Ok, ok. Hai că te ajut. Mă ajut? Asta să nu zici că am ajuns și ne-am ajuns și că mi-ignor prietenii. Hai, dă adresa aia după care ai primit mail-ul. Păi, prieten. Păi, Gogoașe, bă. Bine, mă, nu mă mai alu. Bă, ce om ești tu, mă, Gogoașe, bă. Este? Veți. Ia, așa. Rond. Rond. Bun, com. Și acum, decriptare. Zic, zic. Server proxy. Opa! Opa! Mailul a fost trimis de pe serverul de la voi din secție. Ha! Exact cum bănuiam! Poponeți! Ei, lasă, licuriciule, că dacă nu ți-ai plătit eu ție fis cu aceeași monetă! Mersi, prietene! Ah, băbule, bine că ai venit. Să știi că eu mă ocup de casting. De ce? Om, de ce? Pentru că tu te-ai ocupat data trecută și uite rezultatul. Am angajat-o pe nevasta lui Omul Invizibil. Da, mă, dar eu am găsit-o gagicuță. Mă, că tipul a fugit speriată de nebuna de Emma. Și apropo, dacă află că îl pui pe vandat să se uite la femei despăiate, te umoare. Doar Gogoașă, că eu nici măcar nu sunt în juriu. Mă ocup doar de logistică. Trebuie să mai umor. Nu ăsta. Ăsta e chinezesc, ia de la românesc. Păi atunci foarte bine cum să fiu eu în juriu. Care cum să fie doar un singur om în juriu, nu-i așa, păpăză? Șefa, șefa, am și o rugăminte la matale, bre. I-a scris lui cătișora mea o declarațiune, ca să o împac de... Și am nevoie de o părere femeiască. Să vă dați și dumneavoastră cu părerea. Vedeți, e bine, nu e bine, o rup, o arunc. Vă rog eu frumos, cetiți-o și spuneți-mă părerea, bre. Sigur, Chiorete, ia. Dragostea mea, faptul că nu putem să fim împreună îmi frânge inima. Te port în sufletul meu zi și noapte și tânjesc după clipa în care ne vom arunca unul în brațele altuia. Suntem atât de aproape și totuși atât de departe. Te doresc cu disperare. E minunat, Chiorete! Să-ți vezi patria! Nu știam că am oameni așa de sensibili în secție. Nici eu, șefa! Dacă ordonați, eu continui la scris. Continuă, că e foarte bine. Să rămână! Da, vă rog. Dragostea mea, faptul că nu putem să fim împreună îmi frânge inima. Te port în sufletul meu zi și noapte și tânjesc după clipa în care ne vom arunca unul în brațele altuia. Suntem atât de aproape și totuși atât de departe. Te doresc cu disperare. Și eu! Și eu să trăiți! Să nu mă... De ce râzi, mă? Da, bum! Să nu... Dă nervi, șefa! Păi și sistem nervos! Căci că fiindcă cătișoara mea nu mai vine, bre! Mie mi-a plăcut, uite... Asta! Păi normal, că porcelul la porcel trage. Tu nu vezi, mă, ce bulane are? O să ne rupă bara. O să facă numărul de striptease cu aparatul de sudură în mână. De capul tău. Mie asta mi se pare cea mai potrivită. Nu mănâncă nici mult. Du-te, bă, de aici, că asta are mostre în loc de țâțe. Dar mă rog, mi se pare normal ca ăștia cu mostre să vă luați apărarea între voi. Nu am mostră! Și eu știu de 10 ori mai bine ca tine cum arată o femeie adevărată. Atunci hai să întrebăm pe cineva care chiar se pricepe la femei. Ce vrei să știi? Bandane! Ia zi, bă! Care e mai sexy, bă, dintre asta cu platfus și asta? Trețoasă! Mie mi se pare că amândouă sunt super bune. Să mor tu! Ce faci, mă? Nu mai. Eu mă spetesc ca proasta la bar și tu vii aici să ofrești menta la viziona fufe? Mă, pisică, stai că nu e nimic din ceea ce pare. Eu, unu, n-am vizionat absolut nimic. Hai, lasă-mă! Hai, lasă-o! Păi și atunci cum îți dai, mă, cu părerea așa necunoștință de cauză? Încetează, că ai ce treabă serioasă! Păi, exact, e treabă serioasă! E obligație de serviciu! Obligație de serviciu chiar! Și nu e niciuna vreo frumusețe... Exact! ...ca să justifice circul ăsta al tău. Serios? Numai circ faci. Păi hai, mă, să le văd și eu, că poate vă mai dau un sfat. Știți doar că mă pricep la striptease.
Pie ispită! Ia să văd ce a venit până acum. Nasoală. Poftiți, Ducuța, a mai venit una. Poftiți, poftiți. Antre. Domnișoară, cred că ați greșit castingul. Aici e audiție pentru striptease, nu e bal mascat. Aceasta este costumația de scenă. Este ceva mai special, o combinație între striptease și belly dance. O să vă placă. Mirabela? Rebucție. Taci, mă, că perfectă. Uite ce mișcări de felin are. Ajunge! Poți să merg până la toaletă? Mergeți, mergeți. Măi, mi se pare nașpa și nu interesează și dărat. Mai taci, mă, că tu ești bătă în materie de femei. Bine, mă, n-am vrut să vă spun, dar acum, dacă chiar mă obligați, eu știu păcagică. E nepoata lui Fane Baros. Ce, mă? E nepoata lui Fane Baros. Dacă aude ăla că-i măscăriți nepoata, că o pune să destrăbăleze în bar, ăla vă bagă picioarele în ciment și vă aruncă după pod în Dâmbovița, mă, când e secată. E eliminat. Terminați, mă, voi vă luați după ăsta. Dacă o eliminați, ăla o să se simtă jignit. Ce, ruda lui nu e destul de bună pentru voi? Zi, pupă, să cum îi explici lui Baros că e nașpa? E angajată. Bă! E... Acum mi-am dat seama. Nu e nepoata lui Baros. Nu e. E fata unui general din poliție. Ce, mă? Dacă află ăla că-i puneți fata să vă măscărească pe la bar, pe acolo să facă tot felul de-alea, vă umple barul de polițai, vă duce toată secția acolo. Super! Că în felul ăsta o să scăpăm de interlopi. E angajată. Cu super, bă, bă, pupa, să tu vrei să-ți falimentezi afacerea? Păi cum, zice, că dacă își de poliția pe acolo, nu mai poți să bagi și tu o băutură pe far, să mai tai o factură nașpa, să mai... Stă, domnișoar, taci! Ne pare rău, dar să știți că nu sunteți ceea ce căutăm noi. Dar, în schimb, vă mulțumim că ați venit. Da, vă mulțumim. Da? Hai. Ok. Hai. Da. Să mai vizionăm nașparlii. Mă scuzați, știu că am întârziat, dar s-a oprit curentul la metrou și am venit pe jos două stații. Se mai poate? Da! Unde pot să mă schimb? Hai, du-te dincolo! Stai liniștită, pisică, că astea mișto sunt un lemn la... Ai dansat minunat! Cum te cheamă? Anastasia. Poate anestezia, când ai sedat pe toți. La mine n-a prins, nu. Uai. Nu fi tristă, Mirabela mea, artista mea, că tu ai dansat ca o... Cum să zic eu să înțelegi și tu? Ca o zeiță turcească. Pupă ăsta la un incompetent, un prost ăla, că nu știe ce-ți mănâncă dansurile astea. Dar tu ai fost minunat! Dar tu cum m-ai recunoscut, mă? După miros? Că asta înseamnă dragoste. Je t'aime. Dragoste ar fi fost dacă mi-ai fi pus o vorbă bună la juriu. Dar ți-am pus iubito, nu una, mai multe. Aha, deci din cauza ta m-au picat, că le plăcuse dansul până să vorbești tu. Da. Cât nu, adică, măi, Mirabela, ți-am vrut doar binele, când dacă trecea vreunul de șef pe la bar, pe acolo te vedea că faci măscări de astea, când nu-ți ratai cariera de polițistă. Păi, eu muncesc de o săptămână, mă, să prind o rețea de interlop care își fac veacupii la bar și vreau să mă infiltrez undercover ca să prind pe capul rețele unul Fani Baros și tu cu prostia ta mi-ai stricat planul. Iartă-mă, dar uite, promit să fac...
tot ce pot ca să ți-o repar, să mi-o repar, să greceala, să... Și dacă prin absurd obții postul de la obsedație ăia, să nu te pună dracu să te dai la barman, că te crăpă, ai înțeles? Dar nici nu știu care-i barmanul, doamnă. Care? Ăla sexy, atletic și cu tăurașul pe braț. El e fructooprit că e bărbatul meu. La restul, ai voie la tăvăleală. Doamne, eu nu pentru așa ceva am venit. Serios? Dar pentru ce? Ca să câștig bani să-mi pot susține studiile. N-am timp de relații cu bărbații. Plus că nici dacă aș vrea n-aș putea. Că dacă nu sunt fată mare până la nuntă, mă omoară tăticul, că e de modă veche. Oh. Dar vă rog eu să nu le spuneți băieților, că sigur n-ar angaja o virgină tocilară ca striptoză. Stai liniștită că ești ca și angajat. Că dacă te susțin eu, sigur o să iei job. Să rămână, doamnă. Vezi că ne supărăm, zim Emma. Mă face babă, da? Pe iaolo, pe iaolo! O să bagi în boală toți masculii din bar! Dar ce zic eu, masculii? Și femeile! O să facă show! Să facă show? Să vezi ce show o să facă Emma? Să nu ziceți că nu v-am zis! Băieți, vă prezint pe noua stăpânița barului El Macho! E lesbi, sigur. Ce contează? Atâta timp când aduce clienții, ok. Anestezia ăsta, Anastasia, ești angajată. Mă gândesc, ai avut dreptate. E lesbi. Știam eu că și tu mă dorești fiar undercover, dar n-ai putut să-ți dai drumul, pentru că încălcai regulamentul și dădeai un exemplu prost colectivului. De când aștept eu clipa asta? Mai, focosule, stai că nu putem să facem chiar aici, că poate intra oricând cineva. Mai bine mergem noi în arest, că acolo putem încuia ușa? Mamă, de-aia te-au făcut șefă, că știi, stați-o foc. Hai! Auzi! Să știi că dacă ai vreun gând cu Emma, poți să ți-l pui în cui. Că e nevastă mea și nu e deloc pe invers. Sau mă rog, dacă ne vrei pe amândoi la pachet, am putea să... Nu mulțumesc! Prefer să avem relații strict profesionale. Am încercat și eu ce... Stai! Ca să fie mai interesant, da? Tu o să faci pe infractorul, iar eu pe șefa poliției. Ia să văd cum stă. Hai, așa. Da. Infractor rău. Ești. Ce faci? Ce faci? Deci unde pleci? Mă duc să-ți scriu amenda. Și de câte ori te mai dai la mine, o să poposești aici. Ia uite, ai nume predestinat. Ca să ți se răcorească fierbânțeala. Nu înțeleg, tu m-ai sunat și mi-ai făcut declarație de dragoste și mi-ai spus că vrei să fim împreună și să ne aruncăm unul în brațele celuilalt. Deci vreau amendă și pentru minciună. Ok, se rezolvă. Șefa, nu mă lăsați aici, nu se poate. Extraordinar, măiculiță, ce kinky e și ce excentric în același timp. Ai văzut, joci în vreun film sau la ce dragi bolți asta ai băgat singur în carceră? Mă închis, șefa, dai un abuz. Da, pentru că ea m-a sunat și mi-a făcut o declarație de dragoste și când m-am dus la ea și i-am răspuns la sentimente, s-a sucit și m-a închis aici și acum s-a dus să-mi scrie și amendă. How bizarre! Da, ce aud? Bă, păi pe chestia asta eu aș făcea tărăboi mondial, băi, n-ar rămâne om cu persoană pe planetă. Păi asta semnează că n-are obraz, mă, n-are cuvânt în primul rând. Da, mă, dar cum să facă? Eu n-am dovada, că nu m-am gândit să o înregistrez când mi-a dat telefon. Mă, nu care cumva e asta? Dragostea mea, faptul că nu putem să fim împreună... Asta e! Asta e! Foarte tare, bine! Dar unde ai tu? Era cu tine în birou că m-a sunat? Nici într-un caz, am primit-o pe unie mai el de la Cariba. Dă-mi-o mie! Da, perfect! Păi îți dai seama că dacă am dovadă, o fac mielușel. Pentru că mă duc la ea și îi spun, dacă nu răspunde la sentimente și nu ne combinăm, o reclam la superior și o dă afară din poliție. Dă-mi-o! Ia mâna după Corea că te găsește dracii. Ăsta nu pot să ți-l dau. Că mă pun rău cu trânsa, eu nu mai am zile bune pe acelea pânsețe, dacă află că ți-am dat eu ție dovada. Am altă idee. Mai bine îi dai tu un email ăla de mi-a trimis o mie, să-ți dea și ție o copie. Stai să-ți dau adresa. Am notat-o, știam că... Păi asta e una dintre adresele mele. Hai, mă, îți bagi joc de mine? Bine, mergi, mătăluță, îți bagi joc.
și-o de mine. Căci că fiindcă asta e adresa pe care mi-a venit mie toate mesajele de la Cătișor. Stai, măi, prietene, că eu n-am vrut decât să-ți distrag atenția de la șefa, pentru că mi se părea că te dai la ea și dacă află Cati, iese cu supărare, să știi. Și exact invers am vrut să fac. Am vrut să-ți atrag atenția asupra lui șefa, că dec... Mi s-a părut că ți-a cam pierit interesul pentru trânsa și nu mai făceai curte. Vezi? Acum să te închid. Oh! Și acum să mă ierți, dar eu am treabă. Măi, musai să o angajez pe Turcoaică Pupăză. Trebuie să o angajez pentru că am greșit, mă. Am greșit față de asta, știi că noi am confundat-o cu fata lui generalul ăla. Nu era... Nu, e fata lui... mult mai sus. A lui Obama. Exact, al lui Obama. Și dacă nu o angajez, o să ne creeze asta niște probleme, Obama, asta care are relații pe peste tot, din nu te aștepți. Mărlane! Tu ești idiot? Da, tati, ce-mi trebuie? Adică nu sunt, măi, așa după față par, dar creierul nu mă ajută, dar, adică, ce-am vrut să spun? Păi, tântălăule, Obama n-are decât două fete și alea sunt negre, ca și el. Obama e negru? Tu vezi că nici măcar nu știi să minți, dar facem altfel. Acum îl vom simt în alb. Nu. Adu pe Turcoaică, s-o probez și eu de câteva ori și dacă o să corespundă, angajez două stripteze. S-o probezi și tu? Lasă-mă că nu-i nevoie Pupăză. Ce ăsta are? Că nu-i dă încredere, mă, dacă m-a mințit pe mine, care vorba aia, mi-a zis că e fata lui Obama. Păi ce vrei, să apuce pe un bar pe acolo să spui la toți, fata lui Obama, să audă ăla să ne creeze probleme. Vrei să dă belea cu Obama? Pot să mă duc la ea și să-i spun, dacă nu răspunde la sentimente, o reclam pentru hărțuirea subordonatului și o dă afară din poziție. Nu poziție. În poziție. În poziție. Nu, că e și bolnav. Și când m-am dus să-i răspund la sentimente, s-a răsucit și mi-a întors spatele și acum a plecat. Ce dracu, mă? Suntem din ce în ce mai departe. Și el s-a dus să scurge, să prelinge, să... Dacă nu e o neînțelegere, nu mă închideți aici, vă rog! Te pup și te iubesc, bă! Ce faci, mă? Am făcut o secvență scurtă și să ne iasă! Șefa! Nu mă lăsați aici! Pauză de masă, a venit masa, hai! Nu pot să ies! Hai, gata!